Domnule, la mine s-a întâmplat așa caz că eu am fost căsătorit și cresc doi copii care i-au părăsit soția, fosta soție. Cresc doi copii. Și eu n-am văzut-o din 2010 până în 2015, când ni s-a întocmit un dosar penal că pe un articol 165, trafic de ființe umane. M-au chemat la Chișinău, la CCTP, uite, CCTP, dacă dumneavoastră sunteți la curent. E în închipui, dacă e trafic de ființe umane, e clar. Și mi-a înaintat un articol 165 și alineatul 2. Mi-a înaintat un articol. E cum. Și după am fost arestat. Un an de zile am stat la închisoare și la mine acum merg judecățile. Și după jumătate de an mi-a mai înaintat un articol 206. 206. Asta ce prevede? Dar au fost la mine... Poftim? 206 ce prevede? Că când vânzarea copiilor minori, eu idee n-am și eu înaintat nici articol, dar eu vă lămuresc cazul pe noastră. Eu cresc doi copii cu altă soție și mai am încă trei copii comuni cu altă soție. Și aia cum e chestia. Și eu am stat un an de zile la penitenciar numărul 13 și acum la mine merg judecățile. Și mă uit că e nedreptate, neregularitate în țara asta. Eu idei n-am ce să faci. Eu copiii cresc. Ea a fost dată la pensie alimentară cu fosta soție care am divorțat. Se aude bine? Da, se aude și se vede foarte bine. Deci dumneata întreții acum 5 copii, nu? Da, corect. Dintre care 3 îi am cu altă soție și 2 cu altă soție care a fost lipsită de drepturile părintești. Am înțeles. Care Și a fost... toți sunt minori. Toți sunt minori, da. Toți sunt minori. Și dumneata riști mulți ani de închisoare dacă te condamnă. Ce instanță examinează acum? Poftim? Ce instanță examinează cazul ăsta? Instanța judecătoriei centru. A, în Chișinău. Da, Chișinău, Chișinău, corect. Și dar periodic vii de la Droche sau de unde ai zis că vii la judecată la Chișinău. Deci periodic, o dată pe lună, de la Fălești vii la Chișinău la proces. Da, corect, domnule, corect. Și ai un Și avocat? Am vrut să lămuresc cazul așa mai detailat. Eu cu ea am dat la divorț în 2007. Bun, dar care-i fabula? Până la urmă e ce? Te acuză că ai dus copiii peste hotare sau ce? Da, corect, da. Dar ea a fost... Ei pur și simplu a plecat împreună cu mine. A venit cu mama la Moscova împreună cu ea. Eu cu ea m-am certat și nu am trăit-o pe de timp. Și a venit la mama și a rugat-o pe mama că să vii la Moscova. Și a venit ea împreună cu copiii la Moscova. Împreună cu mama mea. Înțelegeți cum e cazul? Am înțeles. Deci, mama copiilor cu bunica copiilor. A venit împreună cu ea la Moscova, că a rugat-o pe mama să vorbească, mama să împace cu mine. Și a venit împreună ea, împreună cu bunica, cu mama mea. Asta se întâmpla cu 7 ani în urmă, în 2010, da? Nu, asta a fost în 2009, pentru că în 2000, eu din 2010 ea i-a părăsit copiii, i-a lăsat la mama. Din Oricum, deci 2010. dosarul ăsta penal, pe care episod? Pe faptul că ea, că dumneata împreună cu ea sau împotriva ei ai scos copiii din țară și i-ai dus unde? În Rusia sau? Mai scurt, aici au fost deschis dosar penal și pe mama mea proprie, înțelegeți cum? Și pe mama și pe Ea e mine. tot inculpată, da? Poftim? Ea e tot inculpată. Da, Sau e... dar mama mea este decedată, înțelegeți A, cum? deci gata, nu mai acuză pe ea. Ești singur acum inculpat, numai dumneata, da? Da, corect, domnule. Și vă lămuresc cazul. Eu am lipsit-o mai întâi de drepturile părintești, în 2012. Ea a părăsit copiii în 2010.
Păi și unde i-a lăsat? Cum i-a părăsit? I-a lăsat în casa părinților? Nu, i-a lăsat împreună cu mama mea. Am înțeles, la bunica copiilor. Eu am vorbit cu mama că când să-i plătim pe lună, să-i trimitem de la Moscova, să-i trimitem bani pentru întreținerea copiilor, să-i trimată ei, 500 de dolari și eu 500 de dolari lunar, că ea să nu se mai ocupe cu piața, dar să aibă grijă numai de copii, înțelegeți cum domnule? Și mama a acceptat, eu am vorbit cu ea și mama a acceptat. Eu, când a lăsat ei copii, eu am vorbit cu mama, ea a adus copiii la mama, i-a lăsat și a venit la Moscova și acolo a început să îmble cu unul, cu altul, a început să îmble cu coada ridicată, înțelegeți cum? Și a uitat de copii. A uitat de copii. Și eu la un timp oarecare, dar eu îi trimitem la mama regulat, toată luna, câte 500, 700 de dolari. Dar mama de acum se certa cu mine, că tu ai vorbit cu mine pentru dânsă, ai spus că a sunt trimată și ea și tu, dar am trimis numai tu. Ei bun, și v-ați certat, ați divorțat, ai obținut custodia copiilor și ea s-a plâns la poliție că ai dus copiii, sau ce s-a întâmplat? Ia-o scris plângerea, sau cine? De ce ești acuzat acum? Eu vă lămuresc cazul. La dânsa s-a acumulat pensia alimentară 55.000 din 2012 până în 2015. Până a fi privată de drepturile părintești. Domnul Oleg, ea a fost privată de drepturile părintești în 2012. Păi și ce, după aceea mai trebuia să plătească pensia alimentară, dacă nu mai are drepturi părintești, nu are nici obligații. Nu, că eu am dat-o la pensia alimentară, acum vă lămuresc. În urma divorțului. Eu întâi am lipsit-o de drepturile părintești și după un an am dat-o la pensia alimentară. A fost dată la pensia alimentară să achite la copii, înțelegeți cum? Ok. Bun, la ea s-a acumulat suma de 55.000 de lei, când eu n-am văzut-o din 2010 până în 2015. Ea. Și nici copiii nu au. Nici n-a sunat la copii, nici nu am întrebat de copii cum se simte, ce fac, cum învață, cum... Mai în scurt de stare, sănătăți, absolut de nimic, absolut, nici nu s-a interesat de copii. Toată perioada, din 2010 până în 2015. Și eu am văzut-o de acum, ea a venit când am făcut înaintarea asta pe mine, plângerea aceasta, la centru combatere. Pe cine a făcut plângerea? Fosta soție, eu vă lămuresc dumneavoastră. A, deci ea s-a plâns totuși, da? Da, ce s-a plâns anume? Că eu toată perioada asta de 5 ani, că când o impuneam, sunt trimate bani de la Moscova, mai în scurt așa chestii, înțelegeți cum? Nu e implicat mie. Că eu scotem bani din ea și o punem să lucreze, mai în scurt, într-așa metodă. Uitați-vă și cum a procedat. După ce erai divorțat și n-ai prezentat document că ea are de plătit pensia alimentară? Am prezentat. Domnul, dar eu nu înțeleg și nedreptate. Înțelegeți? Și atunci, dar de ce te-au arestat? De ce te-au ținut un an închis? E că așa, pentru că i-au depus plângere cu toată perioada din 2010 până în 2014-15, eu luam bani din ea, că când... Bun, dar dumneata ai prezentat dovadă că ea, prin instanța de judecată, e obligat să plătească pensia alimentară. Și cereai mai mulți bani decât pensia alimentară? Am prezentat, domnul Leg, și la... Și acum atunci, nici judecătorul, nici procurorii n-au văzut asta? Și acum și la judecăți am dus, când merg judecățile, acum am dus, că ea este în căutare. Că ea este amendată cu 30 de unități, 1500 de lei, pentru că nu achită pensia alimentară la copii. Și așa mai departe. E în căutare de către executori, tot pentru pensia alimentară sau are alte... Da, de către pensia alimentară, da. Am înțeles. Mm-hmm. Și ea vine la proces? Ea vine la proces? Nici nu se prezintă, domnule, nu se prezintă. Dar ea e victima, e parte vătămată, da? Da, corect, parte vătămată, da.
Deci zici că se răzbună fosta nevastă și că de fapt dumneata n-ai traficat și n-ai încercat să vinzi pe nimeni. Dar eu vă spun că eu idei n-am ce se întâmplă și articolul înaintat e mie prostești. Și acum toți copiii sunt cu dumneata, n-a rămas nimeni în Rusia. După ce au murit bunica lor, îi crești dumneata acasă. Toți cu mine, domnul Lec, toți cu mine învață la școală extraordinar de bine. Toți cu mine. Aiștia doi ambii care i-am, Elvis și Elvira, sunt clasa 4 ambii. Ea i-a părăsit din 2010, eu vă spun noastră, din 2010. Și până la momentul dat ea nu a avut grijă absolut de copii. Dar pe ce? Aveau vreo 3 ani atunci, în 2010, sau cât avea? În 2010, acum vă spun, băiețelul din 2006, băiatul avea 4 anișori, dar fetița avea 3 anișori. Bun, și dumneata ai un avocat, te apără cineva sau unul de la stat măcar? Da, am advocat, că acum mi-am luat a treilea, că unul mi-a indicat o taxă de 10.000 de euro că să achit, dacă să lămuresc pentru întrebarea. Serviciu, da. Altul mi-a spus, de acum când mi s-a înaintat a doilea articol, a spus că trebuie de la 25 la 30.000 de euro. Da, și vă zic, asta trebuia să fie onorariu de avocat sau vreau să plătească mită? Poftim? Era un orariu de avocat, așa era scris în contract suma asta, sau ei aveau de gând să plătească mită ca să te scoată? Da, ca să mă scoată, dar eu am depus plângere și la CNA, înțelegeți cum? Și nu mi-a venit absolut, și la Procuratura Generală. Și ai la CNA. Ai scris-o singur sau tot un avocat te-a ajutat? Mai scurt, altă persoană mi-a spus în ce metode să procedez. Și am depus plângere și la CNA, și la Procuratura Generală, și la Advocatura asta cu etică, ia spuneți-mi vreo cum. Comisia de etică a Uniunii Avocaților. Comisia de etică și disciplină, așa. Da, da, corect. Dar și te-ai plâns pe vreun avocat acolo, pe acel care cere bani, mulți. Da, pe ambii, domnul Oleg, eu o să vă prezint dumneavoastră plângerile, când ne vom întâlni, voi prezenta toate plângerile mele. Dar spuneți-ne numele lor, măcar, să știm despre cine vorba, să atât de hapsim. Dar păi clar, e rusul Vitalie. Acesta este unul și altul este Gheorghiță Igor. Și acum ai găsit un avocat de nădejde care nu vrea mult și te apără. Da, acum într-adevăr am văzut că este un avocat bun care într-adevăr acum în sala de judecată el a văzut că dosarul este cusut cu ața albă și a spus că procurorul trebuie să de la închisoare, dar nu să înainteze așa dosare fabricate, să pui oamenii la închisoare, înțelegeți cum? Dar oare ce interes a avut procurorul? S-a cerut bani cumva sau ce interes a avut de bani? Sau au statistică, au număr de raportat că au băgat la pușcărie pentru trafic și au băgat și nu-i merit? Domnul Oleg, mie procurorul nu mi-a cerut bani, dar a spus că advocații, prin intermediul advocaților, mi-a spus că îmi cere o sumă oarecare că din chis toate întrebările astea. Am înțeles. De asta te-ai plâns la CNA. Am înțeles. Da, grav. E grav. Și-ai stat un an închis. Te-au ținut termenul întreg de 12 luni cât prevede Constituția maxim să fie omul în arest preventiv. Da? Fără sentință. E că uitați-vă și nelegiuire și dreptate și să faci în țara asta, domnul Oleg. Eu idee n-am. Dumneavoastră înțelegeți, eu am crescut copiii. Ea a părăsit copiii, nici pensia alimentară, nici nimic absolut pentru întreținerea copiilor și încă pe mine m-au capturat încă în penitenciar. Mă judec acum, eu idei n-am, în ce metodă să procedez? Eu unii să mă adresez, domnule, dumneavoastră, cum să procedez? Eu, uitați-vă și prostologie și înaintate e mie. Dar la sfatul țării 16 la avocatul poporului n-ați mers, nu v-ați adresat niciodată, că acolo este și avocatul copiilor. Eu cred că se încalcă și drepturile copiilor dumneavoastră care au rămas fără întreținere cât tata era la închisoare și mama e plecată fugare. Dar unde aveți dumneavoastră în vedere? Protecția drepturilor și copiilor, cum? Da, sfatul țării 16, avocatul poporului se numește și acolo este și un avocat pentru copii. E o femeie. Parcă e de treabă, bine intenționată. Poate ar trebui să-i consultați. O să vă dau cu și un telefon, o adresă și măcar sunați-i. Și când mai mergeți la proces, treceți și pe la ei.
Ai vă rog mult să, să mă, cumva să mă îndrumați, să-mi spuneți unde. Când e următoarea ședință? Următoarea ședință va fi pe 19 decembrie, domnule. Aha, peste o lună. Dar dați-mi voie, vă rog, să vă, să vă explic cazul. Ea nu este de acum la vreo 10 ședință, la judecată. Eu am prezentat că ea este în căutare. Eu am prezentat că ea este amendată, că nu achită prin judecată. Nu achită la copii pensie alimentară. Este în căutare. Oricum, nu cred că poate fi închis procesul pe motivul ăsta. Doar trebuie să scoată o sentință de achitare sau de condamnare. Instanța poate să examineze în lipsa părții vătămate. Imaginați-vă că partea vătămată a murit, cum a murit inculpata, mama dumneavoastră, sau cu emigrat, sau sisteme să apară. La fel și cu martorii. Dacă nu vin, nu se închide procesul. Trebuie să-l ducă până la capăt. Nu știu de ce se tergiversează atâta. Ați cerut expertiză, ați cerut ceva, audieri de martori pe care nu-i pot găsi sau de ce se întinde? De cât timp vă judecat? Martorii a fost mama ei, tatăl ei și sora ei, care nici nu a fost la fața locului, prin Ucraina, prin Rusia, cum este indicat. Nu ați înțeles cum? Da, da, am înțeles. Alți martori nu are, da? Dar dumneavoastră ați avut martori de apărare? Da, dar eu am avut martori străini care, într-adevăr, care nu rude. Credibil, de acord. Oameni care a fost pe acolo. Ținem legătura, neapărat să ne mai povestiți dacă apar reacții noi la procuratură, la CNA. Dacă aveți drum pe la Chișinău, neapărat intrați și pe la Sfatul Țării 16 și vorbiți cu avocatul poporului sau contactați-i telefonic. Și poate pe 19 decembrie să venim și la proces, la judecătoria Chișinău, sediu centru, dacă nu se mută cumva toate într-un singur oficiu la Ministerul Agriculturii. Domnul Oleg, eu foarte rău vă aud pe dumneavoastră, foarte rău. Asta e, oricum. Mulțumesc pentru relatare. Am înregistrat ce ați vorbit dumneavoastră, o să public pe Curaj TV și mâine poate dau la emisiunea Inamicu Public. Dumneavoastră o să dați pe translații să fie, da? Da. Și e clar, bine, vă mulțumim mult să trăiți, domnule. Mulțumesc, noapte bună. Sănătate dumneavoastră.